Bună și bine ați venit pe canalul meu de YouTube, Crista Rot. Astăzi voi face predicțiile pentru cei născuți în Zodia Vărsător sau cu așternutul Vărsător pentru luna februarie 2020 cu cărțile de tarot, tarotul egiptean. Vor fi predicții generale care vor privi atât aspectele profesionale, relaționale, financiare, materiale sau al sănătății sau ca și vibrația generală a lunii februarie sau răspunsul la una dintre problemele voastre care vă frământă sau dorințe pe care doriți să le realizați în luna februarie. Și așadar să vedem, pentru cei născuți în Zodia Vărsător sau cu ascendentul în Vărsător, voi aveți aici, v-a sărit o femeie. Femeie, acum puteți fi voi sau o altă femeie. E vorba de un, poate cineva din rac sau cu ascendentul în rac, o femeie care poate să fie o femeie o mai autoritară, puternică, care cunoaște multe, sau o persoană chiar cu autoritatea statului, spre exemplu, lucrează o femeie care poate să vă ajute sau să vă facă rău, depinde de la situație la situație, pentru că Papesa este o femeie care are foarte mult și multă cunoaștere, înțelepciune, dar are și aspecte mai negative. Sau voi va trebui în luna februarie să dați dovadă de mai multă înțelepciune, să fiți mai înțelepți. Poate chiar în raport cu o femeie, să dați dovadă de mai multă înțelepciune. Aici, în tăiere, mi-a ieșit temperanța și singuraticul sau, mă rog, posnicul. Văd energia chiar a Vărsătorului și a Capricornului. Voi sunteți în această lună, poate unii dintre voi vă doriți poate să vă izolați, să vă despărțiți de cineva, să vă clarificați o situație sau să plecați undeva, să vă mutați, să faceți o schimbare. Vi se cere poate și mai multă răbdare, mai multă temperanță, mai multă, să zic, mai mult echilibru, mai mult calm, da? Că și Papesa vorbește tot de calm, cea care a sărit din cărți. Deci vă trebuie să nu vă grăbiți, da? Să încercați să căutați, reflectați înainte de a acționa, retrageți-vă puțin în singurătate, faceți o meditație, numărați până la 100 înainte de a o replică, etc., ca să nu să fiți mai temperați și mai calm, că vă este mai bine. Și haideți să vedem cum va fi luna februarie pentru cei născuți în Zodia Vărsător sau care aveți ascendentul în Zodia Vărsător. Din punct de vedere profesional, întâi să vedem. Profesional depinde totul de voi, sunteți magicienii propriei vieți. Din punct de vedere profesiei, probabil că veți avea inițiative, poate unii chiar vă faceți o afacere, aveți idei noi, poate chiar și plecați la drum, faceți drumuri în legătură cu acest lucru. Voi practic faceți ceea ce vreți, sunteți magicianul, sunteți persoana care veți da viață propriilor vise, vă veți pune în valoare poate talentele, vă veți fructifica niște talente, spre exemplu, puteți face o meserie dintr-un talent pe care îl aveți, pentru că aveți mari șanse, mari reușite. Aici mai văd și energia unui geamăn sau fecioară care vă influențează sau vă ajută. Magicianul practic va duce foarte multă pozitivitate, foarte multă energie pozitivă, sprijinul divinității dacă sunteți generoși, corecți, cinstiți, onești. Da, deci cartea vorbește de lucruri foarte pozitive, de începerea unei noi afaceri, de oportunități pe care nu trebuie sub nicio formă să le pierdeți. Aveți oportunități în diferite planuri, da, deci din punct de vedere profesional, pentru un nou loc de muncă, pentru a avansa în carieră, pentru a face o școală, niște cursuri, ceva care vă poate relansa, vă poate face foarte mult bine din punct de vedere profesional, vă trebuie mai mult entuziasm sau veți avea chiar mai mult entuziasm dacă ați fost până acum poate mai lipsiți de entuziasm, veți fi mai motivați și mai optimiști. Veți avea victorie în ceea ce faceți pentru că sunteți protejați de stele în luna februarie. Este și luna voastră de naștere, ca să zic așa, încă până pe 21 februarie și așadar încă mai străluciți, încă voi ca vărsători veți avea foarte mult succes în ceea ce faceți voi.
puteți chiar să câștigați mai bine datorită unei noi activități sau datorită unor proiecte noi la care lucrați. Poate unii dintre voi chiar veți avea niște contracte de semnat în legătură cu un nou loc de muncă sau cu locul de muncă la care sunteți, veți fi avansați, da? Deci niște contracte care vor fi în avantajul vostru. Din punct de vedere sentimental, aici văd energia unui leu, cartea Forța v-a ieșit, Forța îmi vorbește de poate că vă refaceți o relație, poate că se repară o relație care nu a mers foarte bine, spre exemplu, reușiți să-l convingeți persoana respectivă că sunteți persoana potrivită pentru acesta, mi-a ieșit energia unui leu. Se vede pasiune, dragoste, fidelitate în această relație, deci poate să fie o persoană cu care să aveți o relație foarte frumoasă. Nu ar trebui să aveți dubii asupra voastră, ar trebui să aveți mai multă încredere în voi, să fiți mai pozitivi, să fiți mai determinați să obțineți ceea ce vă doriți voi, să dominați evenimentele, să nu le lăsați la întâmplare. Da? Deci, dar trebuie să fiți mai atenți, deci că poate aveți tendința să fiți mai posesivi, mai egoiști într-un fel și atunci acest lucru vă poate. Se poate întoarce împotriva voastră și puteți să îndepărtați persoana iubită de voi. Da? Deci încercați, pentru că v-am zis, va ieși și pusnicul din tăiere și atunci poate că va trebui, sau voi vă veți retrage, poate e posibil să dați și peste cineva care să fie puțin mai egoist, să fie o persoană mai egoistă și atunci veți dori să vă retrageți din acea relație. Aici depinde și de la o situație la alta. Dar în general, această carte, Forța, îmi vorbește de lucruri frumoase într-o relație, mai ales pentru cei care sunteți deja într-o relație. Sau măcar veți avea mai multă energie, mai multă dorință de a vă face o relație în această lună februarie. Doar că trebuie să fiți mai atenți la cei care poate sunt egoiști sau care nu sunt prea sinceri, da? Și care nu împărtășesc, care au un excesiv egoism sau e prea posesivă persoana, ține prea mult să vă controleze, poate să fie și acest lucru, pentru că aici atunci rezistă riscul de îndepărtare, deci de ruperea relației sau, mă rog, nu vreți să faceți o astfel de relație și este clar de ce. Din punct de vedere financiar, aici văd energia berbecului, mi-a ieșit împăratul, ceea ce spune că veți avea reușită, succes cu banii, poate datorită unui bărbat. Poate un bărbat vă poate ajuta, vă poate da siguranță economică. Poate să fie chiar soțul aici pentru unii dintre voi care sunteți femei, soțul, un prieten iubit, mă rog, poate chiar tată sau, mă rog, o persoană care este destul de autoritară, o persoană care are un anumit nivel educațional, o persoană care îi place să conducă, aici depinde poate și de anturajul său, că dacă are un anturaj bun, este o persoană foarte bună, pozitivă, cu picioarele pe pământ, o persoană harnică, practică, cu care puteți să aveți o relație de durată, pentru cel puțin din punct de vedere financiar, o relație solidă care vă poate da multă energie, vă poate stimula, da? Deci vă poate ajuta să câștigați bani, vă poate chiar ajuta să în investiții imobiliare, vă poate sprijini să vă cumpărați poate o casă sau să vă închiriați o casă, dar poate să fie și acest lucru. Din punct de vedere al sănătății, aici mi-a ieșit cartea Judecata, văd influența peștilor. Acum, influența peștilor din punct de vedere al sănătății poate să fie că fie vorba că e ceva ereditar în sănătatea voastră, de la un pește care a fost din părinți, bunici, mă rog, care sunt născuți în zodia pește sau au ascendent un pește, sau poate e vorba despre medic, despre o persoană cu care aveți de a face și vă influențează viața, pentru că datorită stresului, poate datorită muncii, etc., etc., și atunci afectează și sănătatea. Dar, în general, cartea Judecata îmi vorbește despre noutăți. Îmi vorbește despre faptul că primiți vești, poate legate de o boală pe care ați găsit tratamentul potrivit sau, mă rog, analizele pe care le-ați făcut sunt bune, nu sunt, nu,
nu vă dau bătăi de cap. Da? Deci este practic, se pot rezolva problemele voastre de sănătate, dar trebuie să nu faceți excese. Da? Deci încercați să eliminați din viața voastră excesele de negativitate, oboseala. Da? Deci încercați să vă odihniți mai mult. Deci nu încercați să întindeți coarda, pentru că atunci vă faceți rău. Deci stați departe de persoanele care vă încarcă negativ, care vă stresează, care vă scad moralul, să zic așa. Ca și răspuns la întrebarea voastră sau ca vibrație generală, ca concluzie la această etalare pentru luna februarie, pentru cei născuți în zodia vărsător, va ieși roata norocului. Aici văd influența săgetătorului. Roata norocului vorbește de ocazii, de oportunități neașteptate, câștiguri, întâlniri pe neașteptate, importante, pe care voi nu trebuie să le scăpați din vedere, pentru că vă pot schimba viața în foarte, de la bine la foarte bine, sau din rău în foarte bine. Practic, acum, roata norocului, ca și judecata, de altfel, sunt niște chestii, sunt niște lecții karmice aici. Dacă voi ați făcut bine, v-ați comportat cum trebuie, etc., atunci, acum, practic, această roata norocului vine și vă răsplătește. Tocmai de aceea, stelele vă sunt favorabile. Divinitatea vă răsplătește pentru răbdarea voastră, pentru pozitivitatea voastră, pentru determinarea voastră, etc. Da? Și atunci, faptele voastre bune. Și atunci, începe să aveți din ce în ce mai multe voi oportunități să se întoarcă în favoarea voastră, să curgă apă la moara voastră, ca să zic așa, fie din punctul de vedere al relației, pentru că voi aici toate cărțile aveți pozitive. Aveți magicianul, aveți forța, aveți împăratul, aveți judecata și aveți și roata norocului. Deci toate lucrurile merg cum trebuie pentru voi, dacă voi veți ști să stați la distanță de persoane negative, de anturaje negative, de cei care vă destabilizează, care vă demoralizează, ca să zic așa, care vă trag în jos, da? Deci pentru că și să nu pierdeți ocaziile, pentru că voi aveți ocazii și aici la magicianul, și aici la forța vă vine, și aici la roata norocului vă spun la fel că vor fi oportunități. Acum depinde de voi dacă veți profita de ele, pentru că Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă, da? Deci stelele vă sunt favorabile. Acum depinde și de voi dacă veți fi cu ochii deschiși sau nu. Și veți avea curaj, va trebui mai mult curaj, mai multă determinare, va ieși chiar de aici, de la relații, forța, da? Deci vă trebuie mai mult curaj, mai multă încredere în voi. Și atunci toate vor merge exact așa cum vă doriți voi. Puteți chiar să jucați la loto, pentru că roata norocului vorbește de câștiguri pe neașteptate, câștiguri la loterie chiar. Deci, vedeți că așa arată ca o roată, da? Este ca acea roată norocului care învârți și indiferent în ce punct o oprești, ceva câștig tot vă va da, da? Deci puteți să aveți câștiguri și chiar la jocuri sau investiții pe care vor da niște roade sau veți avea capacitatea de a intui mai bine situațiile favorabile care vă sunt vouă mai favorabile, da? Ceea ce vă trebuie vouă este să vă utilizați mai bine propria energie și resursele, cunoștințele, relațiile, pentru că în felul acesta veți avea este metoda, să zic așa, este cheia succesului pentru luna februarie, pentru voi și să depășiți dificultățile pe care le-ați avut până acum. Cam asta e tot ce pot să spun și pentru cei născuți în zodia vărsător. Eu sper că v-au plăcut aceste predicții, că v-au răspuns la întrebări și că v-ați regăsit în ele pe voi și situațiile la care v-ați gândit și că acum, știind și la ce să vă așteptați, veți putea depăși cu bine orice problemă și să obțineți maximum de beneficii de la luna februarie. Eu vă mulțumesc că ați fost și astăzi alături de mine pe canalul meu de YouTube și dacă încă nu v-ați abonat pe acest canal, vă invit să o faceți, lăsați-mi și feedback-ul vostru, mesajele cum vedeți aceste predicții și dacă vă ajută. Și vă doresc în continuare un sfârșit de lună ianuarie reușit și, bineînțeles, o lună februarie excelentă din toate punctele de vedere. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!